Doamnelor, domnilor, bună seara! Ne regăsim la o nouă ediție a revista presiei, secțiunea site-ului Hack.ro. Înainte de a începe revista presiei, aș vrea să vă anunț că Hack.ro a lansat un concurs, după cum puteți vedea și în descrierea acestui live. Tot ce trebuie să faceți ca să participați la concurs este să vă abonați la canalul Hack de YouTube și să semnalizați în comentarii prin mesaj cu textul abonat sau ce text doriți dumneavoastră că sunteți abonat la Hack.ro și automat sunteți înscris la concursul pe care vă vorbea. Insist încă o dată, procedura este foarte simplă, intrați pe linkul din descrierea acestui live. Vă abonați la canalul nostru de YouTube, Hack.ro, și sunteți automat înscriși la concurs. Ce primiți dacă vă înscriți la concurs? Pe crawl puteți vedea că primiți un abonament Netflix gratuit și valabil un an, dar pe Hack.ro, dacă intrați, o să găsiți și mai multe premii, pentru că nu se acordă doar un singur abonament, se acordă mai multe premii care pot fi și abonamente Netflix, pot fi și alte tipuri de jumbuș lucruri, dacă îmi dați voie să mă exprim așa, pe care colegii mei de la Hack.ro vi le-au pregătit. Aș vrea să vă rog ca de fiecare dată, dacă vreți să dezbatem un anumit subiect, să o facem în comentarii, pentru că acolo este locul în care putem vorbi liniștiți despre tot și toate. Așa că trecem mai departe și haideți să vedem despre ce este vorba în revista presei de astăzi. Bănuiesc că principalul subiect pe care l-ați văzut cu toții astăzi au fost notele de la bacalaureat și faptul că o parte dintre elevii care au susținut bacalaureatul din nefericire au picat. Ca informație pentru elevii care au căzut bacalaureatul, au opțiunea să se înscrie și în sesiunea de toamnă. Urmează ca ministerul să afișeze care este procedura pentru înscrierea din toamnă. Am și eu personal un prieten foarte bun care a reușit, din păcate, și mai avea uitat cât de puțin se ia bacalaureatul, dar din păcate n-a reușit să o facă din prima. Dar nu-i nimic, vorba aia că nu este neapărat foc și pară, se poate ieși dintr-a doua. Important este să învățați în cazul în care ați picat bacalaureatul și să vă doriți să luați. Că dacă vă doriți să luați, cu siguranță astele se vor așeza în așa fel încât să vi se îndeplinească dorința. Dar pentru asta aveți nevoie și de puțin efort, că nu se poate, vă dați seama, fără efort nu se poate. Haideți să trecem mai repede în revistă, pentru că nu vreau să vă țin foarte multe live, este și foarte târziu. Care este revista presei de astăzi și care sunt principalele subiecte, pentru că mi-ați sugerat și în mesaje și în multe alte locuri să discutăm despre subiectele care stau la baza zilei. În primul rând, aș vrea să revin cu informația pe care Nelu Tătaru a dat-o ieri, mai precis cea în care vorbea că în cazul în care numărul de îmbolnăviri cu coronavirus va continua să crească, din păcate autoritățile vor fi nevoite să instituie controle la graniță, la drumul spre Valea Prahovei și în drumul spre mare. Această informație a fost mult întoarsă și dezbătută de toate ziarele. Nu s-a luat nicio decizie în acest sens deocamdată. Ce este important este să respectăm regulile autorităților, indiferent de ce parte vă aflați. Sunt un om de Facebook și petrec foarte mult timp pe Facebook, neapărat pentru că este mediul meu de socializare preferat, dar este și parte din locul meu de muncă. Și atunci vă pot spune din surse foarte sigure că publicul e împărțit oarecumva în două. E un public care crede în acest virus și este un public care nu crede în acest virus. Cred că cel mai bine este să găsim o cale de mijloc și, dacă ne dorim libertate, să respectăm regulile autorităților. Nu de altă dată, țineți cont de faptul că
autoritățile sunt cele care vor decide care sunt măsurile de taxare. Vă salut și eu pe toți, cei care mi-au sunat bună seara, Adriana, Cornelia, Ana, Maria, bună seara doamna Rodica, ne vedem mâine, vă aștept cu drag și cu patos. Bună seara Luminița, bună seara Ofelia, bună seara Florina, Druțu, Anca, Mioara Precup, Mixu Ciobanu, salut și ție și tuturor celor care mă urați bună seara. Aș vrea să vă întreb pe tot, discutați cu mine pe prin intermediul chat-ului, ce subiect ați vrea să dezbatem. Eu o să încep cu un subiect care este de listă, ca să zic așa, pe site-ul Digi24, pe care îl citez de obicei cam de fiecare dată în fiecare ediție. Pe prima pagină a site-ului Digi24 este tratat un subiect în exclusivitate, ce a spus la iveală autopsiile pacienților uciși de COVID, iar un medic declară că unele dintre constatări au fost șocante. Trecem puțin în revista articolului colegilor de la Digi24. Informații în exclusivitate despre ce au spus la iveală autopsiile pacientelor uciși de COVID au fost prezentate la Digi24. Sunt autopsii făcute de medici de la spitalul din Florentina, iar constatările sunt șocante. Noul coronavirus afectează toate organele, spun specialiștii, care mai fac o declarație cu tremurătoare. Chiar și pacienții cu boli grave ar mai fi trăit 20-30 de ani dacă nu ar fi fost infectați cu virusul care ne dărbătă de cap de câteva luni. Vedeți un interviu în exclusivitate obținut de Carla Tănase de la profesorul doamna profesoară Sabrina Zurac, directorul medical al Spitalului Colentina, pe site-ul Digi24. Ăsta este un subiect care cu siguranță este de larg interes și o să îl las și eu în comentarii în cazul în care sunteți interesați să citiți, aveți link-ul în comentarii. Nu uitați, vă reamintesc de concurs, dacă doriți să câștigați, dacă doriți să participați la concursul nostru, trebuie să vă abonați la canalul nostru de YouTube, găsiți link-ul în descriere și trebuie să semnalizați aici în comentarii cu textul abonat, intrați pe YouTube, link-ul pe care vi l-am lăsat noi vă duce direct pe canalul nostru de YouTube și aveți în partea dreaptă butonul de subscribe sau abonează-te în funcție de limba pe care ați selectat dumneavoastră când folosiți YouTube. Bun, mergem mai departe și tratăm tot un subiect de pe site-ul Digi24. O dăm puțin în politică, prin vicepreședintele PNL Vrancea a dat bacul la 42 de ani și a picat pânta 360. Și acum vin eu și vă întreb. De ce ne supărăm noi pe copiii noștri dacă domnul prim vicepreședinte PNL Vrancea a picat bacul și a dat alunută 360? Sigur, veți spune că are 42 de ani și că nu a fost la fel de pregătit ca un elev de 18 sau 19 ani în funcție de vârsta la care a susținut, a venit clasa 12 sau 13 dacă a făcut școala profesională. Dar prin vicepreședintele PNL Vrancea, Daniel Borșanu, a aplicat examenul de bacalaureat de anul acesta, a luat nota 360 la limba română, potrivit jurnalului de Vrancea, citat de Digi24. Era declarat pentru publicația locală că a făcut contestație și că speră să cala de corectare să obțină peste 5. Moroșanu a luat 7,55 la istorie și 8,65 la geografie. În cazul în care obține minim 5 la limba română, cu siguranță va fi admis la bacalaureat. Apropo de conspirații și de asta, credeți că domnul prim vicepreședinte al PNL Vrancea ar putea să influențeze, nu știu, într-un fel, comisia de bacalaureat, chiar dacă lucrările se corectează în altă parte? Dacă e cineva care a dat bacul pe aici, să știți că automat vă înscriu la concurs, doar trebuie să scrieți, vă jur eu că vă înscriu la concurs, că am dat bacul și că l-ați luat. Dacă l-ați și luat, dacă scrieți în comentarii am luat bacul, facem promoție. Și cei care scriu în comentarii am luat bacul, se înscriu la concurs și vorbesc foarte serios acest lucru, puteți câștiga un abonament Netflix gratuit pe un an.
Mergem mai departe și trecem în zona mondenă. Știu că nu vă place, dar culmea e că este cea mai urmărită parte a emisiunii. Bianca Drăgușanu a încălcat carantina pentru a-i fi alături de lui Alex Body și a mers în camera de hotel a acestuia, titrează Huff.ro. Fostul soț al Bianca Drăgușanu, Alex Body, a fost dus în carantină instituționalizată la hotel Ramada. Acesta trebuia să stea în izolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile, ca orice alt cetățean, după ce s-a întors dintr-o țară cu un risc mare de infectare. El a fost prins la volan pe șoseaua Pipera, conducând un Lamborghini cu o viteză mult peste cea legală, ceea ce a dus suspendarea permisului și se pare că și Bianca Drăgușanu n-a putut sta departe de Alex Body. Știm că ei se ceartă, se împartă Bahmuțeanu și Prigoana, credeți-mă, cred că sunt mici copii și sunt istorie. Adică dacă nu e că dacă Bahmuțeanu și Criganu este maximul cât s-a putut, e, vedeți dumneavoastră, Bianca cu Alex cu siguranță îi depășesc. Se pare că blondina s-a dus la el la hotel, probabil să-l consoleze că este în carantină și a luat amendă pentru asta, pentru că este interzis să vizitezi persoana. Eu mă întreb, totuși personalul de la hotelul respectiv, din câte știu, este un hotel plătit de stat pentru ca oamenii să stea în carantină. Prin urmare, mă întreb de ce i-au permis cei de la hotel doamnei Drăgușanu să intre în camera lui Alex Body. Astăzi, cu întârziere de o zi, s-a publicat pe site-ul nostru și horoscopul Minervei. Îl puteți citi pentru fiecare zodie în parte și undeva până în ora 00 se va publica și horoscopul lunii iulie. Mai multe detalii găsiți pe Huff.ro și că tot am pomenit de colegii mei, vă spun care sunt evenimentele astrologice din luna iulie, dacă vă interesează, și mai ales cum influențează aceste zodiile. Știți că fiecare eveniment influențează în funcție de zodie viața zodiei respective. Crede sau nu, eu să știți că am testat la un moment dat. De exemplu, eu sunt gemeni. Când intre Mercur în retrograd, după ce că mă pâlpâi, cad toate, mi se strică telefoanele, cad și eu. Singurul lucru pe care reușesc să-l fac este acest live. A treia ediție, care trebuia să fie a patra astăzi, eu n-am reușit să fac din motive tehnice. Dacă a sunat o primă inervă acum, mi-ar zice, ți-am spus că e Mercur retrograd? E, mi-ați spus, doamnă, da, știți cum e acum. Nu neapărat RDS, unde sunt eu abonat, cred că a doborât internetul pentru că era Mercur retrograd, dar se spune în astrologie că Mercur este influent la tot ce înseamnă comunicare tehnică și atunci nu după astrologică, până la urmă este o știință, nu e ghicit. Katy Perry la un pas de sinucidere după despărțirea de Orlando Bloom. E un articol care pe mine unul mă interesează și dacă mă interesează pe mine pe sistemul emisiunea pe care o puțin și eu bănesc că vă interesează și pe dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și vă intru în continuare să o faceți pentru că puteți câștiga un abonament Netflix. Una dintre cele mai cunoscute cântărețe la nivel internațional, deci vorbim de Katy Perry, a devenit cunoscută cred că mai bine de 10 ani, cu multe melodii. Colegii mei spun și citează una dintre ele, I Kissed a Girl, care s-a aflat în topuri de peste 20 de țări, deși se bucură de mare succes și așa, n-a reușit să treacă peste drama despărțirii de Orlando Bloom. Ea formează, în articol scrie așa, ea formează o relație cu marele actor Orlando Bloom de mai bine de 4 ani, dar a existat o perioadă în care lucrurile nu au mers atât de bine între ei, ceea ce a făcut-o să aibă pe Katy Perry gânduri sinucigași. Colegii mei citează un site internațional, TMZ, care este un site de egal Digi24 pe partea de actualitate mondenă. Prin urmare, să sperăm că Katy Perry se simte bine. Apropo de asta, vă întreb și pe voi, cum am întrebat și în mărăturile trecute, ați reușit să treceți cu bine de pandemie? Dacă da,
Spuneți-ne cum, dacă nu, spuneți-ne de ce nu, că poate reușim să vă fim de folos cu ceva. Continuăm mai departe cu subiectele zilei și ajungem la un subiect, o secundă, și spune, dacă ar fi mine, dacă mi-a spus, v-a spus ce mi-a fi spus, din cauza faptului că e Mercur retrograd, de-aia ți-a sărit ecranul. O știre care a făcut valuri astăzi în internet a fost cea cu Simona Gherghe, care a fost bătută cu bestialitate. Articolul se referă la o perioadă a copilăriei sale în care Simona Gherghe a fost bătută și se referă la perioada în care a făcut gimnastică. Ce pot să vă spun este că n-ar fi prima care a confirmat că în sele de gimnastică se întâmplă astfel de lucruri. După cum știți, și mari gimnaste, și nu o să vreau să aduc acum numele lor în acest live, s-au plâns cam de același lucru. Dacă, din păcate, asta se întâmplă, nu pare foarte rău. Și încheie această transmisiune, deși aș fi avut mult de spus, dar din păcate timpul alocat pentru emisiunea noastră de mare angajament este de 15 minute. O să continui cu a vă spune care sunt sărbătorile lunii iulie, respectiv avem așa. Pe 1 iulie, adică mâine, este Sfântul Leontine de la Rădăuți și este marcat cu cruce neagră. Când este sărbătoare cu cruce neagră, eu știu de la bunica mea, nu știu cum știți voi, poate îmi spuneți în comentarii, nu se spală, nu se calcă, nu se fac treburi casnice. Dacă e musai și musai, hai fie! Pe 2 iulie, tot sărbătoare cu cruce neagră, este Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Urmează o altă sărbătoare pe 3 iulie, Sfântul Mucenic Iachint, este zi de post pe 3, respectiv vineri. Hai să vedem și alte sărbători, că cei de la România TV ne dau practic tot calendarul pentru 1 iulie, m-au fraierit. Ca să citez, știți, avem la un moment dat noi, site-urile în care ne aflăm, suntem monitorizați de o autoritate, se numește BRAC. Și președintele nostru, după ce a spus niște lucruri în mod public, spune că noi fraierim poporul cu televizorul. Nu o să vorbesc mai multe pentru că cu siguranță nu fac bine. A fost un titlu care m-a cucerit, respectiv clickbait se numește. Știți că și noi când mai exagerăm pe Știi24 în titluri, ne certați, ne spuneți cuvinte cu P, cu M, cu Loavar, Ducevar și așa mai departe. Haideți să vedem cu adevărat sărbătorile, că nu asta vă interesează pe dumneavoastră. Deci în iunie, în afară de sărbătorile pe care le avem, avem o sărbătoare clasică pe 20 iulie, Sfântul Ilie. Cu siguranță, haf.ro, începând de mâine până pe 31 iulie, vă va informa despre sărbătoarea de Sfântul Ilie. Ieri a fost Sfântul Petru și Pavel, într-o zi a fost Sfântul Petru și Pavel și le urăm tuturor, mi s-a spus în cască că Sfântul Petru și Pavel a fost ieri, deci nu sunt atât de bun. Le urăm tuturor la mulți ani, celor care s-au numit se numesc Petru, Pavel și bineînțeles de patele lor. Pe final vreau să vă spun că vă puteți abona încă la canalul nostru de YouTube până mâine la ora intrării în live. Toate comentariile pe care le veți lăsa la acest live cu textul abonat sau am luat bacul, dacă ați luat bacul, uitați, se înscriu automat la tragerea de la sorți pentru un cont de Netflix. Regulamentul concursului găsiți pe www.haf.ro. Eu sunt Adrian Brocu, sunt reporter la haf.ro și vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară bună și ne revedem mâine!